Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Deficit, inflație, dobânzi sunt cuvintele cheie care dau fior românilor și lumii întregi. După anii de pandemie, am sărit la drama războiului. Ce rău mai urmează? Pentru a desăvârși coliva socială se va depune și un strat de criză alimentară? Cum poate guvernul să împace și gaura bugetară și subvențiile la carbunat și investițiile și creșterea nivelului de trai? Răspunde politicianul care la începutul anilor 90 a condus România pe drumul abrupt de la economie planificată la liberalizare. Același politician a refuzat frâiere guvernului când, în 2008, criza financiară începea să semnalizeze de peste ocean. Ce ar face azi, ne răspunde fostul premier Teodor Stolojan. Cine va ieși câștigător din guvernarea PSD-PNL și cum va arăta lupta pentru alegerile prezidențiale? Aflăm imediat toate răspunsurile. Începem. Domnule Stolojan, bine ați venit la Insider Politic. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua. Cum vedeți, din postura de economist în primul rând, intervenția statului în economie? Și aici vorbesc concret despre această subvenție pe care o acordă guvernul la carburant. Bun, eu n-aș fi acordat-o deloc, dacă mă întrebați. Deloc. De ce vă spun? Iată, acum a scăzut prețul barilului de petrol. În mod normal ar trebui să vedem o scădere la pompă, nu? Dar nu o vedem. Dar nu o vedem pentru că companiile își fac socoteala că, bun, a scăzut, dar va crește din nou și atunci de ce să se mai încurce? Au și acești 50 de bani. Lumea vede că, dom'le, nu mai sunt prețurile, nu mai sunt la 9 lei și ceva, sunt la 8 lei și ceva. Toată lumea pare mulțumită. De fapt, nimeni nu-i mulțumit. Nici companiile, nici consumatorii care cumpără benzină, motorină. Și pe fond economic discutând, sigur, eu pot înțelege din punct de vedere social că guvernul trebuia să facă ceva, să răspundă la nemulțumire, dar dacă analizăm economic problema, atunci ajungem la următoarele concluzii. 1. Nu este vorba de o creștere temporară a prețului la țiței. A fost acum 2 ani, barilul sau butoiul de țiței era 44-45 de dolari și acum este în jur de 100, peste 100. Da? Ori asistăm la o nouă realitate economică. Nu poți să o ignori și nu poți să izolezi România, economia, populația, firmele de această realitate economică nouă. Sigur, poți să iau niște măsuri, nu? O perioadă de timp. Dar poți să le iei la nesfârșit să subvenționezi prețul benzinei? Categoric nu și nici nu-i bine. Chiar dacă aș avea resursele de a subvenționa, pe care nu le am însă, sigur, statul încasează mai mult TVA, mai multe accize, nu știu ce, dar practic nu poți să subvenționezi întreaga economie, întreaga populație. Și nu este bine. De ce? Pentru că din moment ce știm că această creștere a prețurilor la țiței nu este temporară, ci pe o perioadă lungă de timp, atunci trebuie ca economia să se ajusteze la această nouă realitate economică. Ce înseamnă să te ajustezi? Păi, uite-te, dacă te uiți până și când mergi în sate, vezi că oamenii au început să-și pună panouri, da? Pe case. Perfect. Asta e măsura corectă pe care trebuie să o subvenționeze statul din sutele de milioane de euro care le primim, miliarde, de la Uniunea Europeană. Fiecare gospodărie care poate să-și pună panouri fotovoltaice să-i financeze integral această acțiune. Asta e o măsură corectă și corespunde și tendinței generale de a trece la o economie verde. Care reduce, de fapt, consumul de energie. Exact. Am dat un exemplu. Pe de altă parte, politicienii români, foarte mulți, nu generalizez, dar foarte mulți, și o masă mare de cetățeni ai României, ei nu înțeleg realitatea în care se află România. Ei au imaginat și au auzit că România are resurse. Da, avem resurse de cărbune, avem resurse de gaze naturale, dar nu avem resurse de țiței. Cândva, când eram eu student, România producea 15 milioane de tone de țiței pe an. Spre sfârșitul
înainte de a trece la economia de piață, la democrație, ajunsesem pe la 10 milioane, un deci, declin. În anii 80. Și acum am produs anul trecut 3,5 milioane de tone de țiței în echivalent petrol. Și importăm, la fiecare tonă de țiței, importăm 3,5 tone de țiței și produse petroliere. Vă dați seama? Deci la fiecare tonă de țiței care o produc în țară, eu sunt obligat să import 3,5 tone. Asta este statistica de anul trecut și nu se schimbă nimic în acest an, din potrivă. La gaze naturale, situația inversă. Avem 3 pătrimi din țară și importăm o pătrime din străinătate. Dacă dăm drumul la Marea Neagră, e posibil să fim în echilibru. Dar chiar și acolo se oferă subvenții până în luna aprilie anului viitor. Da, pentru că îți pot spune întrebarea următoarea. Bun, dacă eu extrag în întregime gaze naturale din România, la ce preț trebuie să le vând în țară dacă prețul internațional e mai mare de 2 ori sau de 3 ori decât prețul din țară? Le vând la un preț mai mic, cum fac rușii? Sigur, e o decizie. Dar ce înseamnă să vinzi la un preț mai mic? Înseamnă să nu realizezi un venit ca economie și în același timp să dai o direcție greșită de dezvoltare economiei. Adică, bă, fraților, consumați gaz, că îl dăm noi la un preț mai mic, că îl extragem din țară, dezvoltați în continuare industrie energofagice. Asta a făcut Ceaușescu. Pentru că să nu uităm, am avut o criză a energiei, a petrolului în 72-73 cu șahul din Iran, cu nu știu, 78, și a doua în 78-79. Prima a fost cu războiul din Golf și a doua cu șahul din Iran, care a plecat, a fost alungat. Și atunci a avut loc o creștere a prețurilor la țiței și corelat la gaze naturale, exact cam de aceeași proporție ca acum. În timp ce țările din vest și-au restructurat economiile, au trecut foarte mult pe economia de servicii, care nu consumă atât de multă energie, Ceaușescu a izolat economia și am ajuns, într-adevăr, cu o industrie super consumatoare de energie, care, sigur, tragem și acum păcatele acelui mod de industrializare. Deci, și în cazul gazelor naturale, noi nu putem să ne depărtăm prea mult de ce se întâmplă pe piața internațională. Pe de o parte că pierd resursă, pe de altă parte dau această direcție de dezvoltare greșită economiei. Ce se va întâmpla, domnule Stolojan, când guvernul nu va mai subvenționa prețul la gaze naturale începând cu luna aprilie anului viitor și nu va mai subvenționa nici prețul la carburant începând cu luna octombrie anului acesta? Răspunsul e simplu. Ce înseamnă a subvenționa? Înseamnă că eu le dau la un alt preț mai mic decât cel care... E reglementat de piața liberă. Exact. Asta înseamnă că mesajul care îl dau firmelor și populație, bă, fraților, mergeți ca până acum, nimic nu s-a schimbat. Ori nu ăsta e mesajul corect economic. În mod normal, din punctul meu de vedere, dacă asta e noua realitate economică și asta este, cu prețuri mari la țiței, la gaze naturale, ele trebuie lăsate să se reflecte în întreaga economie. Discutăm de o nouă repoziționare a tuturor prețurilor relative din economie, ținând seama de această realitate nouă la energie. Inclusiv prețul forței de muncă, salariile, și prețul alimentelor. Inclusiv totul. Totul. Inclusiv toate veniturile sociale, nu, persoane cu dizabilități și așa mai departe, totul trebuie recalibrat la această realitate nouă. Sigur că unele firme pot, ce pot? Să împingă mai departe influența negativă în costuri la produsele lui, altele nu pot și trebuie să mai reducă din profituri, altele dispar pur și simplu, dar apar altele noi. Ăsta este procesul economic care noi la ora actuală ce am făcut? L-am frânat. Vedeți, ultimele date de inflație sunt 15%, da? Da. Dar în condițiile în care eu am frânat propagarea
în întreaga economie a influenței prețurilor la energie, în special la țiței, produse petroliere, gaze naturale. Sigur că, din punct de vedere social, nu e ușor de acceptat acest raționament economic, dar până la urmă ajunge acolo. Vedeți, a fost o declarație următoare, făcută și de președintele țării și de alți oficial, zice, domne, noi nu vom accepta de data asta măsuri de austeritate pentru că ele ne duc în recesiune, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în 2008-2009, ceea ce e corect din punct de vedere politic și social. Din punct de vedere economic însă, măsurile de austeritate nu le iei că vrei tu. Le iei că pentru că te obligă piața. În momentul în care piața internațională și piața de capital din țară va avea percepția că România nu e ok, în momentul ăla finanțarea se oprește. Finanțarea deficitului comercial extern, finanțarea deficitului bugetar și atunci intri în măsuri de austeritate. Ești obligat să iei măsuri. Exact, vrând nevrând, adică nu poți să lași o economie să înceapă să se descurce haotic. Nu, încep să iei măsuri, vedeți? Se discută la gaze naturale diferite etape de raționalizare, dacă va fi cazul. Credeți că vom ajunge acolo? Nu vom ajunge. Sigur, în măsura în care întârzie explorările din Marea Neagră, e posibil, nu, să avem unele probleme de a reduce în anumite perioade activitatea unor întreprinderi mari consumatoare de gaz natural, dacă nu și-au luat ele singure măsura să reducă, cum s-a întâmplat cu combinatul de îngrășăminte de la Târgu Mureș, da? Dar fac o paranteză, dom'le, asta nu înseamnă să nu ajut, dar trebuie să ajut punctual. Eu nu mai pot să consider populația, cetățenii României, ca o masă cam de aceeași putere. Nu, avem circa 1 milion de angajați care câștigă peste 1000 de euro net în mână. Bașca, fel de fel de alte bonusuri, beneficii și nu știu ce, pe care guvernul încearcă acum să le limiteze, dacă ați urmărit. Cu codul fiscal. Așa. Vedeți dumneavoastră, eu nu mai pot considera nici populația. Păi, pe cine ajută, să zicem, subvenția la combustibil pentru toată lumea? Ăia cu mașini, cu SUV-uri, da? Dacă ai 2 mașini în curte și ai un venit de 5.000 de euro pe lună, eu îți subvenționez ție, practic, prețul benzinei. Categoric, vedeți, eu din salariul vedeți minim. Unde ajungem. Deci, vreau să-i ajut pe cei cu venituri modeste, da? Dar, de fapt, cel mai mult îi ajut pe ăștia care au mașini, super mașini, care consumă foarte mult și așa mai departe. Deci, politica asta de subvenție pentru toată lumea, pentru toate firmele, e cea mai proastă politică și te aduce în deficite. Uite, România are deficite foarte mari, care au avut rațiunea lor în pandemie. Dar, mă rog, acum este mai complicat. Pe lângă faptul să nu uităm că situația în care suntem noi acum ni se datorează, în primul rând, nouă românilor. Uitați, sigur, războiul din Ucraina, dar cum e posibil să ai termen de dare în funcțiune a termocentralei pe gaze naturale de la Iernut 2019, tu să fii în 2022 și să-ți propui, am văzut acum, chiar astăzi a apărut știrea, își propun să o dea în funcțiune la sfârșitul lui 2023. Și cine-i de vină? Ministrul Energiei? Păi cine-i de vină, vedeți dumneavoastră, aici discutăm în cazul pe care l-am dat, centrala pe gaze naturale de la Iernut, sigur, procese, constructori, nu știu ce. Păi frate, țara asta a avut capacitatea să facă mari obiective de investiții în trecut, sigur, în alte condiții. În alte condiții, de dictatură, de nu știu ce, dar noi știam să facem, să gestionăm mari proiecte de investiții. Am făcut canalul Dunărea Marea Neagră, am făcut drumul alpin de la Bâlea, da? De la Bâlea. Deci am făcut mari lucrări de investiții, am făcut
am construit complexe industriale, deci am avut această capacitate. Se pare că am pierdut-o. Nu se creează un lanț al slăbiciunilor dacă guvernul vine acum și subvenționează prețul la benzină, să spunem, în toamnă sau în primăvară, când prețul de pe piața liberă va crește, iar guvernul, politic vorbind și social, va fi nevoit să vină cu o nouă rundă de subvenție? Pentru că altfel va pierde voturi. Sigur că ne apropiem și de an electoral. Exact. Ați văzut ce a făcut Victor Orban în Ungaria, a plafonat, că a avut alegeri, a rămas cu plafonarea, acum MOL-ul vine și spune, bă, fraților, prea mult nu putem duce cu plafonarea asta. Benzinăriile lor, da? Da. Gândiți-vă, dacă eu aș plafona fără compensare prețul la benzină motorină, în condițiile în care import 3/4 din necesarul României de țiței și produse petrolului, ăștia nu mai importă. Mâine nu mai importă. Păi poți să obliga un privat să importe, să vândă în pierdere? Deci eu dacă vreau să plafonez la benzină motorină, ori reduc din accize și din TVA, ori reduc din prețul din care, la care ar trebui să vândă producătorul. Dacă îi reduc lui, nu mai importă și intru într-un haos total în România. Dacă reduc din accize sau TVA, am încasări mai mici. Am încasări mai mici și eu nu am această posibilitate cum a avut Ungaria. De ce? Pentru că eu am un deficit bugetar foarte mare și trebuie să-l reduc, mă împrumut la dobânzi foarte mari. Iată, Croația intră în zona euro, va intra și Bulgaria pe semne dacă își pun ordine în stabilitatea politică. Iar noi, din păcate, iată, nefiind în zona euro, ne împrumutăm în continuare cu dobânzi foarte mari pe piața externă și pe piața internă. Deci soluția propusă de PSD, plafonarea prețului la carburant, nu vi se pare viabilă? Nu. Nici dacă ar propune PNL-ul, n-aș susține-o. Pentru că, încă o dată, vedeți, la început s-a crezut ce? S-a crezut că inflația e temporară, tranzitorie, s-a crezut că creșterea prețului la țiței este temporară. Iată că nu sunt temporare, că toate prognozele făcute de specialiști în domeniu arată că va dura câțiva ani, pentru energie vorbesc. Inflația sigur că se va domoli și chiar dacă inflația se domolește, nu mai revenim la prețurile care au fost. Oricum va fi un preț mai mare. Sigur că da. Ori atunci economia trebuie, repet încă o dată, să se ajusteze la această nouă realitate. Cum se ajustează? Păi înlocuind tehnologiile vechi cu tehnologii mai noi, care nu consumă atâta energie. Dădeam exemplu că prin sate când treci, vezi deja tot mai multe case că au fotovoltaice. Și asta ar trebui să încurajez eu guvernul să facă această trecere spre o economie care consumă mai puțină energie. Nu mai vorbesc de investițiile care, până la urmă, trebuie făcute. Marea Neagră, extracție de țiței și așa. Un alt subiect dezbătut cu ardoare de clasa politică din România este sistemul fiscal. Cotă unică versus impozit progresiv. Ce decizie ați luat dacă ați fi premier astăzi? În primul rând aș vrea să vă spun că cota unică sau cota progresivă nu e o chestie că ești de dreapta sau ești de stânga. Poți să ai cota progresivă în care cota maximă să fie 10% și cota minimă 5%, ceva cam ce are în vedere PSD-ul. Poate nu chiar așa, dar PSD-ul zice, dom'le, până la nu știu ce să fie chiar zero, iar pragul maxim să fie undeva 14, parcă. Salariul președintelui, 14.000. Așa. Păi, sigur că asta numai progresiv nu e. Progresiv e cum este în Franța, cum e în Marea Britanie. De exemplu, Fimiu, care e cercetător în nanotehnologie în Marea Britanie, îmi spune, zice, bă, la mine ce depășește nu știu cât, îmi ia 45%. Aia înseamnă progresiv, da? Problema e de fond. Și aici am avut o discuție foarte serioasă în biroul politic național al Partidului Național Liberal, în momentul în care președintele partidului și primul ministru al guvernului, domnul Nicolae Ciuc, a venit cu înțelegerea la care s-a ajuns cu PSD-ul, în care, sigur, măsurile cunoscute, nu? Iar eu am venit și
am întrebat și am ridicat următoarea problemă. Ceea ce facem acum este parte a reformei fiscale care trebuie făcută în România și la care ne-am angajat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, program care asigură României undeva 29,2 miliarde de euro. Până în 2026. Așa. Și răspunsul a fost da, este ceea ce putem face acum. Pentru că reforma întregului sistem fiscal din România are două mari componente care sunt prevăzute clar în acel program. Unu, să îmbunătățim administrarea, să colectăm într-adevăr impozitele și taxele care ar trebui datorate potrivit legislației actuale. De exemplu, Uniunea Europeană face evaluarea cât nu colectează fiecare țară din TVA. România e campioană. Deci noi nu colectăm din TVA undeva la 35 de puncte procentuale din ce ar trebui să colectăm. Asta înseamnă vreo 7 miliarde de euro. De ce nu colectăm? Din N motive. Mi-e și greu să vă spun. Uneori nici nu înțeleg cum se poate așa ceva. Să nu colectez. Evaziune, problema cu cerealele care le scot din țară, le introduc din nou în țară. E o întreagă afacere aici. Pe de altă parte, la ora actuală, și a doua componentă este revizuirea sistemului fiscal, legislație, deoarece pur și simplu am creat atâtea excepții fiscale care, dacă le calculez toate excepțiile... Pentru IT-și, pentru agricultori, pentru constructori. Am ajuns la vreo 60 de miliarde de lei, deci undeva peste 12 miliarde de euro, excepțiile numai. Și cum spuneți noastră, am ajuns la situația incredibilă în care aproape 800 de mii de angajați, nu că nu plătesc impozit pe venit, nu plătesc nici contribuție de asigurări de sănătate. Deci cineva le subvenționează aceste servicii? Nu le subvenționează nimeni, sunt scutiți. Da, dar dacă se duc la spital, ei primesc aceste îngrijiri medicale. Au pretenția să aibă asistență medicală decentă la standarde europene. Nu poți să aibă o asemenea economie, deja e foarte ciudată, da? Nu mai vorbesc că am foarte multe categorii de produse, servicii la care am cota redusă de TVA de 9%. Una la 5%, 9%. Una la 5% și așa mai departe. Vedeți? Deci, cu alte cuvinte, ca să fac o concluzie, sistemul fiscal din România a devenit profund inechitabil. Aproape 800 de mii de oameni nu plătesc impozit pe venit, nu plăta. Ați scoate aceste excepții? Categoric. Dar guvernul are de gând să le scoată gradual și a început. A redus până la 30 de mii salariul la care se aplică până la 30 de mii salariul la care se aplică excepție. Nu era nicio limită înainte, da? Deci a început, dar am început, ca să spun așa, bucățică cu bucățică, când aici e vorba de întregul ansamblu de rejudecat. De ce spun că este profund inechitabil, nu? Doi, este ineficient din moment ce, iată, nu încasez atâta la TVA, ceva se întâmplă pe legislația actuală, așa cum e acum. Îmi lisef 7 miliarde din buget. Unde sunt banii ăștia? Nu se poate ANAF-ul, Ministerul Finanțelor, să nu identifice, să punem ordine aici, nu? Este incoerent. De ce agricultorii sunt scutiți și nu medicii? Și medicii care ne-au salvat în COVID și poate că ne salvează din nou, dacă, Doamne ferește, iar vine un val. De ce nu și medicii să fie scutiți? Că și medicii pleacă din țară și așa mai departe. De ce a devenit incoerent? De ce ăia și nu și ăștia? În afară de asta, a devenit foarte distorsionat acest, pentru că, gândiți-vă, alocarea capitalului începe să se facă, păi dacă acolo ăștia nu plătesc, hai să investim în zona respectivă. Încep să distorsionează piața. Eu nu zic să nu susținem anumite procese pozitive în economie prin politica fiscală. Și, de exemplu, poate ați remarcat, în ordonanța asta s-a lărgit sfera investițiilor din profit sau
profitului folosit pentru investiții, care e scutit de impozit dacă se fac investiții în companie, era mai limitat, echipamente, IT, software. Acum s-a dat voie și pentru utilaje tehnologice, reînnoiri de utilaje și așa mai departe, care e un aspect pozitiv, reînnoiesc, da? După cum trebuie să folosesc politica fiscală să frânez procese negative în economie. Alcoolul. Băutul, nu? De băuturi alcoolice sau zahăr. Iată, băuturi cu conținut de zahăr, carbogazoase, care se știe că sunt nocive. Dar privind în ansamblu sistemul fiscal, gândiți-vă că avem și alte probleme la care trebuie să ne gândim la reformă. Cum stimulăm tranziția la economia verde? Cum stimulăm tranziția la economia digitală? Bun, ca să mai vorbesc, vorbeam de distorsionarea economiei. Vedeți, noastră, la construcții, da? Ce se întâmplă la construcții? La construcții, eu nu am un preț ca la ulei, ca la motorină, pe piață. Fiecare construcție are un proiect, îi faci un deviz, are un deviz care dă o valoare proiectului de construcție care trebuie achitată. În momentul în care eu încep să dau fel de fel de facilități, practic, sigur că valoarea proiectelor este alta decât ar trebui să fie. Și te întreb încă o dată, e bine pentru economia acest lucru? Noi zicem, da, păi nu ne mai pleacă constructorii. Iată că în continuare au lipsă de constructori pe piață. Domnule Stolojan, cum face guvernul să aplice și reforma pensiilor la care ne-am angajat în PNRR, dar să nu piardă nici voturi? Și o să vă rog să-mi răspundeți după o pauză de publicitate. Revenim. Ne-am întors. Domnule Stolojan, cum ați face reforma pensiilor fără să pierdeți voturi? Da, întrebare dificilă. Dar acum, nefiind în guvern, sigur că răspunsul meu e mult mai simplu și, încă o dată, e bazat pe economie, pe criterii economice. România, iară, e greu... Nu că e greu de înțeles, nu se vrea să se înțeleagă de multe ori. România e un caz unic în Europa care demonstrează că în secolul 21, în condițiile actuale pentru România, sistemul introdus de Bismarck acum 100 și ceva de ani, în care cei care azi muncesc plătesc o contribuție pentru asigurări de pensii, din care se plătește pensia la cei care azi sunt la pensie, deci un transfer între generații, nu mai e viabil în România. De ce? Pentru că România a ajuns la situația în care e aproape 1-1. Unul care azi e activ și plătește contribuții pentru pensii, la unul care e pensionar. Deci gândiți-vă, dacă vrei să ai 50% mărimea pensiei din mărimea salariului mediu pe economie, ar trebui ca cel care e muncitor azi, activ, să plătească 50% din salariu contribuției de pensie. Era valabil sistemul când aveam 10 care munceau și 5 care primeau pensie. Și 1 care primea pensie și atunci plăteai, ca să aibă ăsta, să zicem, 50% din salariul mediu, plăteai cât? 5%, nu? Dacă aveai doar 5, plătea 10%. 5 muncitori la un pensionar. Deci noi suntem cam în situația de 1-1. În aceste condiții, dacă vrei ca pensionarul, pe pilonul 1 vorbim, să aibă cât de cât o pensie, atunci trebuie să intervină statul să plătească această diferență. Că nu poți să-i pui ăstuia care muncește și așa contribuția este 25% pentru pensie. Vedeți, noi vorbim, domnule, munca e foarte impozitată în România. Toată lumea vorbește pe gură acest lucru. Nu, munca nu e foarte impozitată în România. Plătim doar 10% impozit pe venit. A, plătim 25% contribuție de asigurări de pensii. Plătim 10% contribuții de asigurări de sănătate. Și în felul ăsta ajungem la 50%, asupra muncii
e o povară foarte mare de plăți obligatorii. Deci răspunsul economic pentru cazul României este următorul. Trebuie trecut cât mai rapid la sistemul în care fiecare individ, când își începe viața activă, începe să-și constituie propriul fond de pensii. Deci ceva de genul pilonului 2. Da. Doar că privat, mai degrabă personal. Privat, pot să-l fac și public. Eu am spus întotdeauna, noi trebuie deci să ajungem... Deci cât muncești și cu cât contribui, acei bani să se strângă într-un cont al tău. Exact. Într-un cont al tău, sigur. În momentul când ești la pensie, există un sistem de asigurare, în sensul că se știe statistic, pe cifrele mari, se știe cât e durata de viață a unei generații și se fac asemenea calcule. Deci, cu genul pilonului 2. Deci, pentru România, acolo ar trebui să trecem. Din păcate, dacă muți contribuțiile spre pilonul 2, sigur, cineva trebuie să financeze pensionarii care se află în viață. Și acest lucru nu-l poate face decât statul alocând venituri. Face și acum. Alocă cam un sfert din ce e nevoie pentru pensii. Deci suntem în această situație în care acum se caută niște soluții din astea în care, de fapt, se încearcă menținerea unui anumit standard de viață al pensionarilor, mărind valoarea acelui punct de pensii. Sistemul după contributivitate este corect și ar trebui aplicat. Dar nu se aplică. Vedem foarte multe pensii speciale. Bun. Asta este nemernicia politicienilor români. Este vina exclusivă a politicului care a creat aceste grupuri de pensii speciale pentru parlamentari, pentru primari, nu, care s-a amânat, pentru fel de fel de alte... Judecători, aviatori. Judecători, procurori. Sigur, vedeți, dacă luăm cazul unui judecător, dom'le, el deja are leafa și pe bună dreptate are o leafă mult mai mare decât leafa din medie din economie. Deci, 18.000-20.000. Deci contribuția lui la sistemul de pensie exact, mare. Și o pensie ar avea mult mai mare, dar și-au creat într-un anumit moment, având o anumită influență în Parlament, și-au creat un sistem care te conduce la un moment dat, pentru că anomalia apare și când începi să ai pensia mai mare decât salariul care l-ai avut. Avem atâtea cazuri. Astea trebuie corectate în Programul Național de Redresare și Reziliență. Este prevăzută această reformă. Să vedem dacă... Vor avea curaj politicienii să o facă. Exact. Credeți că vor avea curaj? Vor trebui să facă ceva. Mai ales că vine anul electoral 2024, da, cu 4 rânduri, deci de alegeri. Ceva se va face de o măsură, cum am făcut de multe ori în România, să zicem că am făcut, dar n-am făcut cum trebuie. Știi? Acum eu sunt optimist, de ce vă spun? Sunt optimist pentru că viața mi-a arătat în decursul timpului că România face în cele din urmă ceea ce trebuie, mai târziu ca alte țări și cu costuri mai mari. Domnule Stolojan, acum avem un guvern PSD-PNL, o mare coaliție. Dumneavoastră ați refuzat să conduceți un astfel de guvern, PSD-PDL, în 2008. Așa este. De ce? Pentru că viața a demonstrat că în România, și a demonstrat din nou acum în cazul lui Câțu și lui domnul Ciucă, că nu e posibil în România încă să funcționeze un guvern condus de un prim-ministru care n-a fost și președintele partidului politic aflat în coaliția de guvernare. Deci, iată, viața mi-a dat dreptate după foarte 12 mulți ani. Atunci era domnul Joană președintele PSD și domnul Boc președintele exact PDL. Și dumneavoastră trebuia să fiți eu premier. Eu am asistat și am participat la negociere, da? Și la negocierea, din negociere, modul cum s-a desfășurat, mi-am dat seama că eu voi intra foarte rapid în conflict cu președinții celor două partide. Erați cu mâinile legate, practic, nu? Când vă dau un exemplu. La un moment dat, PSD-ul propunea ca măsură de asigurare împotriva primului ministru, că primul ministru nu poate elibera un ministru din funcție decât cu acordul partidului politic.
Amintiți-vă de ce a căzut guvernul Câțu, nu? Exact asta s-a întâmplat și anul trecut. Vedeți? Deci eu am sezizat atunci aceste lucruri. De ce? Pentru că pe de-o parte aveam experiența guvernării din 91-92. Știam la un moment dat că e pus în situația unor de a lua măsuri care nu pot să le convii cu cele două partide politice, că nu se vor înțelege niciodată, și am avut asemenea decizii la vremea respectivă. Știam foarte bine ce înseamnă colaborare în care trebuie să cooperezi, să ții aproape un partid politic. Deci e bine că PNL l-a schimbat pe Florin Câțu cu Nicolae Ciucă. Eu nu zic că e bine sau rău. Viața a demonstrat că nu funcționează. Și nu știu când va funcționa, cum e în Statele Unite, în care mulți nu știu cine conduce Partidul Republican sau aia. Contează președintele. Contează, sigur. Dar această alianță de guvernare PSD-PNL, cât va rezista împreună? Alianța, piatra de încercare pentru alianță, cum a fost și piatra de încercare pentru PSD-PDL, PDL, este campania prezidențială. Deci nu rotativa guvernamentală de anul viitor? Nu. Rotativa guvernamentală de anul viitor pe mine mă îngrijorează dintr-un singur punct de vedere. Din punctul de vedere că primul ministru va fi domnul Ciolacu, cred, președintele PSD-ului, a cărui concepție despre reforma fiscală o cunosc. Am participat la o dezbatere și care, sigur, mă îngrijorează ca un om... Plafonare de prețuri, impozit progresiv, taxă de solidaritate. Da. Asemenea, dânsul crede foarte mult în aceste măsuri și, sigur, că are un cuvânt hotărător în guvern, ca prim-ministru. El se poate opune clar la orice măsură care vine din cadrul coaliției, poate să o accepte, iar celălalt partid, sigur, nu are decât două opțiuni. Înghite sau pleacă. Deci fie se rupe guvernarea, exact, și trece în opoziție, dar fie... Dar sper că domnul Ciolacu va avea, știu eu, cumpătarea necesară să nu forțeze această notă. Însă piatra de încercare, după mine, e campania prezidențială, care a fost piatra de încercare și Gioana Băsescu, dacă vă amintiți. Însă acum, în 2024, n-am putea avea un candidat comun la prezidențiale PSD-PNL? Nu, exclus. De ce? Exclus pentru că înseamnă, practic... Să nu mai fie o competiție reală. Sigur, competiție vor fi, n-ați văzut cum sar din baie candidații. Deci vor fi poate mai mulți candidați, dar două partide, PNL-PSD, e clar că competiția nu mai poate fi reală, va fi un simulacru de competiție. Nu este bine nici pentru PSD, nici pentru PNL. Însă asta i-ar putea ține împreună și din 2024 încolo. Un partid să aibă președintele, celălalt partid să aibă premierul. Știți, e vehiculat acest scenariu. Nu, nu e ceva bun pentru niciunul dintre partide acest lucru. Gândiți-vă cum ar trebui să se desfășoare campaniile locale, campaniile parlamentare, având candidat comun la prezidențiale. Adică totul devine deformant. Știți? Deci credeți că vor fi candidați separați la prezidențiale? Vor fi candidați separați, categoric că vor fi separați, și va fi o luptă. Dar la parlamentare, cele două partide ar putea merge pe liste comune? Nu. S-a mai întâmplat asta, USL. S-a mai întâmplat, dar nu e bine pentru România. Nu e bine pentru România să ajung chiar, mă îndrept spre un monolit, nu? Ce șanse vedeți pentru PNL să câștige alegerile prezidențiale? Șansele există, dar PNL-ul pentru asta va trebui să își apere punctele de vedere foarte serios, mai ales de anul viitor, în momentul în care PSD-ul preia postul de prim-ministru. Sigur, PNL-ul va avea
postul de viceprim-ministru plus Ministerul Finanțelor, care e foarte important. Gândiți-vă că în toate măsurile astea, până la urmă, cuvântul hotărător din punct de vedere al sustenabilității îl are Ministerul Finanțelor. Sustenabilității financiare, da? Dacă sigur, sunt bani, politic poți să iei măsura care s-a luat și acum, nu? Hai să dăm 50 de bani, reducere, 25, suportă bugetul, 25. Nicolae Ciucă va fi candidatul PNL la prezidențiale? Mi-e greu, nu știu ce să vă spun. Sigur că e președintele partidului, se bucură la ora actuală de încrederea cea mai mare din partid, deci în mod normal, dacă partidul se hotărăște să aibă acest candidat, un candidat din rândul membrilor Partidului Național Liberal, altul cu forța competitivă a lui domnul Ciucă, nu avem. Dar domnul Ciucă va rezista în fruntea PNL până la alegerile prezidențiale? Pentru că din momentul în care va pierde anul viitor funcția de prim-ministru, automat și puterea sa politică va scădea. Este corect, dar cred că va deveni președintele Senatului, domnul Ciucă, în momentul în care nu va mai fi prim-ministru. Iar partidul, nu uitați că undeva din octombrie-noiembrie anul viitor se intră în campanie deja, în campania locală, deci nu mai are timp de a schimba președinții. De a schimba președinți și de a schimba structuri și așa mai departe. Partidul trebuie să fie deja în tranșee pentru campanie. Pe Mircea Joan îl vedeți candidat la prezidențiale? Mircea Joană, după părerea mea, are foarte multe aturi acum în sensul de a îndeplini această funcție, multe contacte, multe relații. Problema cu el, după cum știți, e legată de... De înfrângerea din 2009. De comportamentul lui, adică, domne, te întâlnești cu fel de fel de interlopi, de nu știu ce, când tu ești în campanie, adică... Deci asta e semnul mare de întrebare vis-a-vis de domnul Joană. Adică relațiile lui, în ce măsură e dispus să alunece în anumite relații care n-au ce căuta pentru un politician. Dar PSD, credeți că l-ar susține pe Mircea Joană? Asta e întrebare bună și nu știu ce să vă răspund. Sau mai degrabă pe Marcel Ciolacu, care e liderul partidului și știm tradiția de la PSD. Liderul partidului este și candidat la prezidențiale. Bine, în ultimii 25 de ani pierzător, dar asta e o altă discuție. Mi-e greu să vă spun. PSD-ul e un partid, nu vedeți, destul de surprinzător uneori, ca să mă exprim. Pe cine ați paria? Pe domnul Joană sau pe domnul Ciolacu, care ar fi candidatul PSD la prezidențiale? Cred că pe un al treilea vor lua ei. Domnul Ciolacu e suficient de prudent așa ca să nu se avânte într-o chestie în care știe că poate nu are șanse. Pe doamna Chioveși o vedeți candidatul care să răstoarne jocul politic? Da. De ce nu? Pentru că, deși foarte mult o critică, eu totuși vreau să vă spun și folosesc acest prilej să vă spun foarte limpede că în România sunt doi oameni care au creat două sisteme publice care au fost performante la un anumit moment dat. Sigur, ulterior pot interveni diferite analize. Unul este Raed Arafat, care a creat sistemul SMURD și care a atacat pe toate părțile de fel de fel de oameni care n-au creat nimic. Raed Arafat a creat un sistem care toată lumea îl vede că funcționează. Când ai un accident de circulație, e acolo și salvează vieți. Și acest lucru, eu știu de unde a pornit Raed Arafat. A pornit la Târgu Mureș. Acolo a creat prima unitate SMURD. Și al doilea, Laura Codruța Chioveși? Al doilea este doamna Codruța Chioveși, care pe vremea ei DNA-ul era activ. Sigur că au apărut, ca în orice sistem, fel de fel de ciuperci otrăvitoare, gen la Ploiești, gen nu știu unde, dar pe fond sistemul era funcțional. Ar trebui să ia în calcul PNL o posibilă susținere pentru Laura Codruța Chioveși la prezidențiale? Nu cred că PNL-ul e dispus să susțină un om care vine acum din afara PNL-ului. PNL-ul a învățat câteva lecții deja din
parcursul lui. Domnule Solojan, am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru discuție, însă mai avem o rubrică, una din două variante de răspuns. Alegeți foarte scurt. Premier sau europarlamentar? Pentru cine? Pentru dumneavoastră. A. Closed. Banca Mondială sau FMI? Dacă ar fi să aleg din nou Banca Mondială, da, întotdeauna, pentru că e legată de dezvoltare. Traian Băsescu sau Valeriu Stoica? Depinde pentru ce. Președinte de partid Valeriu Stoica, da, președinte de țară Traian Băsescu. Lei sau euro? Euro, categoric. România trebuie să intre în euro. Vedeți, Croația intră în zona euro, România e încă blocată așteaptă în prejudecăți și dezechilibre. Schi sau not? Schi sau în not? Cum? A schia sau a nota? Ce preferați? Ambele. Ambele? Dar schiu mai mult decât în not. Titluri de stat sau depozit bancar? Investiții în acțiuni. Eu nu, nici titluri, nici depozite, investesc numai în acțiuni și numai în România. Mugurisărescu sau Ion Iliescu? Mugurisărescu, categoric, pentru ceea ce face Mugurisărescu. Ultima întrebare, mașină clasică sau mașină electrică? Mașină electrică, dar mai aștept puțin. Domnule Solojan, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Și eu vă mulțumesc.